Binecuvântat să fie Domnul, Cel Atotputernic. Am spus Cel Atotputernic în raport cu ceea ce urmează să spun. Binecuvântat să fie toți copiii Săi și toți cei ce vor să devină ai Săi. Deci Dumnezeu vrea să adopte în familia Sa cerească pe oricine își dorește. Astăzi vom citi din cartea Genesa, din capitolul 11, un episod de după potop, de la versetul 1 la 9. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind de înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo. Și au zis unul către altul: haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Și cărămidele a ținut loc de piatră, iar zmoalele a ținut loc de var. Și au mai zis: haidem să ne zidim o cetate și un turn a cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Domnul s-a pogorât să vadă cetatea și turnul pe care zideau fiii oamenilor. Și Domnul a zis: iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă. Și iacă de ce s-au apucat, acum nimic nu i-ar putea împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Haidem să ne pogorâm și să le încurcăm acolo limba, ca să ruși mai înțeleagă vorba unii altora. Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului. Amin. Oare la ce v-ați gândit că urmează să spun când ați auzit cuvintele citite? Eu nu vreau să fac apel la prea multă arheologie și istorie extrabiblică și să spun ce înseamnă că voiau să atingă cerul, dacă asta se referă la ceva de ordin fizic sau are altă conotație religioasă, făcând apel la religiile din vremea și zona aceea. Eu vreau să devenim mai practici de data aceasta și, cum am spus de la început, să privim spre puterea lui Dumnezeu la cuvântul acesta, subtitlul porunci silitoare. Să intrăm direct în subiect. Scrie în Genesa capitolul 1 că atunci când Dumnezeu a creat prima pereche, versetul 28, i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste tot ce am creat pe pământ. Și scrie în perioada de până la potop cum s-au mulțit oamenii, cum Cain a plecat din zona de origine, cum și-a zis o cetate. Ei, n-avem noi prea multe date, dar cert este că oamenii ajunseseră păcătoși, Dumnezeu și-a impus hotărârea, după aceea s-au mulțit oamenii din familia lui Noe și Dumnezeu a revenit cu porunca, citesc din Genesa capitolul 9, iar voi creșteți, înmulțiți-vă, răspândiți-vă pe pământ și înmulțiți-vă pe el. Într-un fel sau altul, dar este clar că oamenii din țara Șinear, descălecați acolo, cum scrie autorul, știau de porunca divină, care de altfel era ceva foarte logic, natural. Cum scrie mai târziu că Esau, văzând că nu încap locul acelea turmele lor, s-a mutat într-o altă parte. Dar ei n-au vrut să țină cont de ceea ce Dumnezeu le-a spus și au vrut să facă altfel.
Și ne spune Cartea Sfântă, prin însăși cuvintele lui Dumnezeu, versetul 6, că ar fi realizat ce și-au propus. Și cum spuneam că vrem să fim practici, trăim într-o vreme în care din nou se vrea o unitate, un guvern global. Și cred că atunci, dacă Dumnezeu a lăsat până în capăt, ar face ce și-au pus în gând. Numai că, privind la ceea ce s-a întâmplat atunci, aflăm că Dumnezeu supraveghează. Cum a zis și lui Ieremia, când l-a întrebat, ce vezi? Un veghetor. Dumnezeu n-a lăsat libertatea absolută pământenilor, cum cred anumiți teologi, că Dumnezeu s-a retras și ne-a lăsat libertate. Să ne facem de cap, sau mai degrabă spus, să ne poarte diavolul capul, că el e dușmanul lui Dumnezeu. Și scrie aici în versetul 5, Domnul s-a pocorât să vadă cetatea și turnul pe care zideau fiii oamenilor. Ceva asemănător scrie mai târziu în cazul Sodomei, versetul 21 din capitolul 18, Genesa, de aceea mă voi pocorâ acum să văd dacă în adevăr au lucrat după zvonul venit până la mine și dacă nu va fi așa, voi ști. Spune Scriptura în Cartea Psalmilor, la 33, vă citesc de la versetul 13, Domnul privește înălțimea cerului și vede pe toți fiii oamenilor, din locaș locuiții lui, privește pe toți locuitorii pământului. El le întocmește inima la toți și ia aminte la toate faptele lor. Ca să fie pe înțelesul nostru, observați, tehnologia de azi permite ca dintr-un birou cu mai multe monitoare sau cu unul extins să vezi ce se întâmplă în diferite locuri. Dumnezeu, la capacitatea Lui, supraveghează, observă îndeaproape totul și nu se limitează la a observa și l-a constatat ca unii părinți că nu mă ascultă copiii și fac ce vor și n-am ce le mai face că-s mari. Dumnezeu e mai mare. Noi în raport cu El rămânem mici. Spune Scriptura în Isaia 40, este o comparație unde Dumnezeu întreabă, ia uitați-vă la mine cât sunt de mare și priviți la voi, uitați-vă în oglindă cât sunteți de pitici. Isaia capitolul 40, versetul 22, el șade asupra cercului pământului și locuitorului sunt ca niște lăcuste înaintea lui. Observați ce mici suntem, da? Scrie aici tot aici în versetul 24, că El suflă și oamenii sunt ca și niște paie luate de vârtej. Da, atât este omul. Și aici în versetul 15, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, că noi ne vedem mici din avion, zis așa, dar de la Dumnezeu din cer. Și întorcându-mă la Genesa 11, observăm că Dumnezeu face analize și decide. Titlul nostru era Porunci silitoare. Versetul 6, să facă ce vor, nu-i putem lăsa, că Dumnezeu are un proiect. Și spune versetul 7, haidem. Au zis și ei, haidem, dar a zis Dumnezeu pe deasupra. Să ne pogorâm, să le încurcăm acolo limba, să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Dumnezeu putea să-i nimicească așa ca la potop și să o ia de la capăt. Dar de data asta Dumnezeu a considerat că lasă o etapă mai avansată a planului său să se populeze pământul. Cum le-a încurcat limba?
cum le-a virusat mintea. Și totuși între ei se înțelegeau, nu pricepem. Și nu numai că a dat limbi diferite, dar chiar dacă nu țin românii la limba lor ca maghiari sau ca alții, totuși fiecare cât de cât ține la limba lui, că Dumnezeu, am impresia că le-a despicat, dar le-a și înnodat ca atare să nu poată fi reunite ușor. Pentru că Dumnezeu are autoritate, poruncește peste tot pământul, cum s-a întâmplat și aminteam adineaur la potop, scrie în Genesa capitolul 6, versul 12, în aceeași idee, mai întâi Dumnezeu a observat, s-a uitat spre pământ și iată că pământul i-a stricat, căci orice făptură stricase calea pe pământ, atunci Dumnezeu lui Noe. Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de sânnicie, iată că am să inimicesc împreună cu pământul. Să știți că Dumnezeu va lua astfel de decizii care sunt deja menționate în Scripturi cu privire la întreg pământul, că scrie în Apocalipsa 11 că unii vor să-l prăpădească, adică să nu respecte, ba chiar să se împotrivească fățiș la ceea ce Dumnezeu spune. Dar el își va dovedi autoritatea. Are suficiente pârghii, suficientă putere, toată natura este la îndemână, are îngeri aducători de nenorociri, cum scrie în psalmi. Face tot ce vrea, zice în 115, în cer și pe pământ. Tot ce vrea, oricând vrea și cu oricine. Numele Lui să fie slăvit. Vreau să observăm într-o altă idee că Dumnezeu silește pe oameni în raport, cum spuneam, cu planurile sale, poruncile sale, dar și în raport cu planul său, cu poporul său. Și asta se vede foarte frumos la eliberarea evreilor din Egipt. I-a spus Dumnezeu lui Moise, trec la cartea următoare, Exodul, capitolul 3, versetul 19, știu, și Dumnezeu știe cu anticipație, că împăratul Egiptului n-are să vă lase să plecați decât silit de o mână puternică. Asta e tema noastră. Porunci silitoare. Dar Dumnezeu întâi dă poruncă. Și scrie în capitolul 5 din Exod, versetul 1, Moise și Aron la faraon și zice, așa vorbește Domnul. Dumnezeu lui Israel, lasă poporul meu să plece ca să prăznească în pustie un praznic în cinstea mea. Faraon a spus, cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să lasă pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Cum scrie în Psalmul 2 că Dumnezeu șade în cer și râde. Potrivit religiei egiptene, faraon se credea zeu și vrea să spună ce alt zeu vine să-mi poruncească mie. Și s-au derulat urgiile la rând, ba că-i lasă, ba că nu-i lasă, cu sau fără ce au și cu întreaga familie sau parțial. Și eu mă opresc direct în capitolul 12, versetul 31, ca să nu mai ne plimbăm de multe ori până la faraon și degeaba, mergem direct la Gat. Scrie în 12 cu versetul 31, în acea noapte, faraon a chemat pe Moise și Aron și le-a zis, sculați-vă, ieșiți! De nimic cu poporul meu, voi și copiii lui Israel, duceți-vă și lui Domnului, cum a zis? Ei, ar fi fost retoric să întrebe Moise, dar ai zis că n-asculți, ai zis că nu-l cunoști, acum îl cunoști. Da, Dumnezeu are o mână puternică. Și Dumnezeu nu și-a încheiat planul cu evreii.
Observați că sunt mărul de ceartă. Au vrut de-a lungul istoriei, de exemplu, să ne oprim la Hitler, să extermine. Nu se poate. Dumnezeu are o mână puternică. Câți arabi, sau mai exact câți musulmani sunt în jurul lor. Noi băgăm pe toți în aceeași oală. Mă refer numai la cei ce le sunt potrivnici. Ca Haman, care n-a fost mulțumit să piardă un evreu, că în el lucrau forțe demonice, un popor întreg. Și a ajuns să se tragă în degete cu Dumnezeu, cum se spune. A pățit-o rău. I-au zis cei din casă, avea și el sfetnici înțelepți. Dacă e așa, ai început să cazi, te tot duci. Că împotriva lui Dumnezeu și a poporului său, cum scrie în profeți, cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Și sub acest aspect am putea să spunem, Habacuc 1 cu 13, și ochii tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul. Vedeți? Că oamenii sunt atât de limitați în fața lui Dumnezeu, care observă și nu le permite să facă orice. Dumnezeu intervine și spune cuvântul și oamenii rămân neputincioși. Nu au putut să facă niciodată cu Israelul ce au vrut. Pentru că Dumnezeu își exercită puterea. Și dacă vreți lecturi suplimentare, puteți citi în profeți, în Ezechiel, de exemplu, unde Dumnezeu judecă la rând, sau în Amos, că e mai pe scurt, popoarele care s-au atins de moștenirea lui. Și în felul acesta, Dumnezeu i-a taxat. Pentru că nu se poate face ce vrem, că Dumnezeu silește pe oameni, numele Lui să fie binecuvântat. Trecem mai departe pentru a vedea felul în care Dumnezeu poruncește și poruncile sunt silitoare. Să luăm cazul unor oameni. Dacă tot am amintit de profeții mici, să rămânem pe aici și să-l observăm pe Iona. Îl cunosc și copiii. Spune Cartea Sfântă că a fost trimis la Ninive. Asta nu i-a convenit și a luat-o în altă parte. Dumnezeu însă a fost după el și l-a căutat cu o furtună, a intervenit în sorțul și în decizia oamenilor. Mai interesant, a intervenit prin acel pește, mai interesant că nu a murit sau... Oricum este dat afară de pește pe pământ și Iona, cel care nu voia, pentru că el recunoaște asta, scrie în 4 cu 2, tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind. Dar când a ajuns acolo în pește, se ruga și spunea, citesc din capitolul 2, voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Și în capitolul 3, cuvântul Domnului a vorbit doar lui un astfel, scoală-te, du-te la Ninive. S-a sculat și a plecat, porunci silitoare. A fost bine că s-a dus. Îmi pare rău că i-a părut rău. Dar îmi pare bine că i-a părut rău Domnului la gândul să nimicească pe niniveni și i-a scăpat.
Să luăm un alt caz de silire. Rămânem tot în profeții mici, în Babilon, Daniel capitolul 3, un împărat și-a îndrăzneala să spun, citesc din acest capitol, versetul 15, foarte final: și care este Dumnezeul acela care vă poate scoate din mâna mea? O mânuță care poate să facă bulgări de zăpadă. A vrut să se tragă în degete cu o mână care a făcut munții și l-a făcut și pe el, care a întins cerurile, le-a lățit așa, cum fac bucătăresele, am spune noi, într-un mod plastic, având în imagine cerul, așa cum se vede de la noi. Și până la urmă Dumnezeu l-a silit să recunoască la fel de repede, pe cât s-a înnervat, și scrie în același capitol, citesc din versetul 28, binecuvântat să fie Dumnezeu acestor trei. Să spunem și noi, să fie binecuvântat, cum am spus de la început, pentru atotputernicia sa. Da. Cred că cea mai dârză persoană care va vrea să se opună lui Dumnezeu va fi acel ultim corn prezentat în Daniel și în Apocalipsa. Dacă tot suntem în cartea asta, vă citesc din capitolul 8, unde scrie că cel corn, versetul 10, s-a înălțat până la oștirea cerului, doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și l-a călcat în picioare. S-a înălțat până la căpetenia oștirii, a smuls jertfa necurmată și a surpat locul locașului său cel sfânt. Apoi scrie tot despre el în capitolul 11, versetul 36, împăratul va face ce va voi. Se va înălța, se va slăbi pe sus de toți Dumnezeii și va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeu Dumnezeilor. De-aia am spus că e ceva fără precedent ce va fi. Și va propăși până când va trece mânia, că ce hotărât se va împlini. Și zice Pavel la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, că despre acesta e vorba. Citez versetul 8. Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea curii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Da, cu toată puterea balaurului și o primește fiara, cum scrie în Apocalipsa 13, în fața lui Dumnezeu, ca duhurile în leșin, iar oamenii pierd, se topesc ca ceara. Sunt și alte situații care poate sunt mai aproape de stările noastre. Scrie în Fapte capitolul 9 că era între evrei un tânăr dârz care s-a impus, cine știe ce planuri avea. Dar a ieșit Domnul Iisus înainte, l-a plesnit așa peste ochi, cu suflarea vorbelor sale, a devenit mic și a zis, citesc din Fapte capitolul 9, versetul 6, Doamne, ce vrei să fac? Cum nu mai vrei să faci ce ți-ai pus în plan să faci? Nu, nu, că oamenii nu pot să facă ce vor. Numai Dumnezeu face ce vrea în cer și pe pământ. El poruncește și unele porunci sunt silitoare. Îi lasă pe oameni, cum am citat de la Babel. Nu știu
Câte etaje au apucat să construiască? Câtă cărămidă au pregătit? În ce fază erau cu proiectul și cu lucrările? Le-au abandonat. Dumnezeu a poruncit sistarea lucrărilor. Acolo e adevăratul inspectoratul de stat în construcții. De acolo se dau aprobările. Pentru popoare, pentru întreg pământul, în mod deosebit pentru poporul său și pentru indivizi. Îmi povesteau părinții despre un om care a vrut să cumpere un teren și a spus sfidător: în Dio să devin proprietar, nici Domnul Hristos nu trece pe acolo. I s-a întâmplat ca acelui călăreț a ajuns să-l cumpere, dar nu să mai pună el piciorul pe acel pământ. Da. Și un ultim aspect amintesc. Domnul face anumite lucrări pentru numele său, adică pentru scopurile sale, potrivit cu planul său, și se poate apăra singur. Cine a purtat grijă chivotului când a ajuns la filisteni? Evrei erau neputincioși, erau înfrânți, religioși erau foarte jos și a fost nevoit Dumnezeu să-și apere singura autoritatea. Știți ce s-a întâmplat în capitolul 5, când Dagon, sărmanul, a pățit-o a doua noapte mai rău ca prima, când a început să fie plimbat prin capitalele triburilor filistene, se întâmpla la fel, erau loviți. Până când de croniții au spus: nu, vrem să ne pedepsească Dumnezeu și pe noi, să ne silească să le liberăm. Și atunci, cum au decis cei ce aveau o anumită implicare religioasă, spirituală, ce și cum trebuie să facă, Dumnezeu a poruncit și la două vaci, tinere, nedeprinse la joc, cu viței acasă, porniți. Cred că au fost îngeri acolo. Dumnezeu poruncește și la animale. Dar aș vrea în mod deosebit să rețineți această ultimă idee, că Dumnezeu are în vedere numele său. Asta vă citesc și din cartea prorocului Isaia, dar în drum aș putea să mă opresc în Psalmul 106, versetul 8, dar el a scăpat din pricina numelui lui, ca să-și arate puterea. Deci adesea când Dumnezeu intervine și silește, nu o face pentru cineva sau neapărat prin cineva, o face pentru sine și o face el. Și scrie în Isaia, în capitolul 48, ceea ce ar putea să explice, dar asta e altă lecție, de ce unii se vor putea lăuda și vor spune că ei au lucrat în numele Domnului. Am putea spune într-o altă ordine de idei că Dumnezeu a lucrat pentru numele Lui, dar nu datorită lor, și toată treaba aceea, dacă nu erau curați, nu vor avea niciun merit, nu vor fi recunoscuți. Că Dumnezeu a lucrat și prin animale, Dumnezeu a lucrat și prin Cir și Nebucadnețar și prin, a vorbit și prin faraon Neco, face tot ce vrea și demonii execută. Isaia 48 spune de la versetul 1: ascultați, voi care purtați numele lui Israel, care v-a ieșit din apele lui Iuda, voi care ați jurat pe numele Domnului și care chemați pe Dumnezeul lui Israel, dar nu în adevăr nici cu neprihănire. Versetul 9: din pricina numelui meu sunt îndelungător, pentru slava mea mă opresc față de tine ca să nu te nimicesc. Versetul 11: din dragoste pentru mine, în dragoste pentru mine vreau să lucrez. Cum ar putea fi culit numele meu, nu voi tăia altuia slava mea. Deci, iată de ce Dumnezeu
a dat har unora și i-a folosit. Avea în vedere cauza sa. Aș vrea o singură aplicație pe lângă toate câte se pot desprinde direct sau indirect din ce am spus. Punând o întrebare, vreți să ne silească Dumnezeu? Ne poate sili. Dumnezeu poate îngenunchea nu o națiune, tot pământul. Dar așa vrea El ca să ne țină din bici pe cale. El recurge la porunci silitoare atunci când oamenii se pun de-a curmezișul planurilor sale, când vor să îi blocheze înaintarea sa, când vor să-i șteargă numele său și când vor să se atingă de poporul său. Așa cum vă spuneam că scrie în profeții mici, în Zaharia 2:8, căci așa vorbește Domnul oștirilor, după slavă m-a trimis la neamurile care v-au jefuit, că cel se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Iată, îmi ridic mâna împotriva lor și Domnul și ele vor fi pradă celor ce erau supuși, ca să știți că Domnul oștirilor m-a trimis. Mandatul lui este autoritar. Dar de ce să fie Dumnezeu silit să ne silească? N-ar fi mult mai bine să-L pricepem? Vine sfârșitul, dragii mei, și oamenii care acum nu vor să știe de numele Său vor executa, cum se spune în armată, tocmai și la timp. Chiar dacă vor spune să trăiți, am înțeles, sau vor bombăni altceva, sau vor rămâne muți, dar ce zice Dumnezeu se face. Îmi place versetul ăsta și i-am dat o interpretare mai nouă față de ceea ce am gândit până aici, scrie în Psalmul 33 cu versetul 9, căci El zice și se face. Îmi place exprimarea asta. Poruncește și poruncește ea ființă. Adică nu că El zice și oamenii fac. Se face. Adică se execută. Că vor, că nu vor, se face. Când a spus Dumnezeu, împrăștiați-vă toată fața pământului. Nu că nu vrem. I-a împrăștiat? I-a împrăștiat. Când a spus lui Faraon să lase pe evrei să plece, nu că nu-L cunosc pe Dumnezeu, cum să-mi las forța de muncă robii? Dar a fost silit. Nu a fost silit și Iona sau alții de care am amintit și alții pe care nu i-am amintit. Dar ca să nu ne silească Dumnezeu, am un sfat. Să ne silim noi. Și în ideea aceasta vă citesc câteva versete din Noul Testament. Fapte, capitolul 17, versetul 27. Aici scrie la modul general că oamenii ar trebui să se silească, să-L găsească pe Dumnezeu, să-I afle voia. Pavel spunea în aceeași carte, 24:16, de aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Adică tot ceea ce înțeleg vreau să fac. Că ce e neștiință, Dumnezeu nu judecă. Tot el spune, 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 33, după cum mă silesc eu în toate lucrurile și în raport cu oamenii, spune aici. Foarte frumos. Mă silesc. Apostolul Petru spunea și el, ca să dau doar aceste două mărturii, a doua sa epistolă, capitolul 1, versetul
5, de aceea dați-vă și voi toate silințele. Și aș spune să-L înțelegem pe Dumnezeu, să înfăptuim ceea ce ne cere. Asta în perspectivă escatologică, scrie în 2 Petru 3, cu atât mai mult, 3:14. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Eu cred că dacă ne vom sili, Dumnezeu va privi cu milă spre silința noastră. Ne va da har, ne va da din puterea aceea pe care o folosește ca să-i silească pe alții, pe noi, ne va ajuta ca să putem face ceea ce cere. Să nu cumva să probăm autoritatea și puterea lui Dumnezeu. Cum spunea Gamaliel, nu cumva să vă luptați împotriva lui Dumnezeu. Că împotriva lui nici chibzuința, nici puterea, nici... nu ține. El zice și se face. Aș vrea să privim fața asta lui Dumnezeu nu doar ca pe o autoritate de comandant suprem al forțelor armate, ci să privim spre El ca unul care are suficientă siguranță să ne păzească și să trăim liniștiți în împărăția Lui Sfântă. Puterea asta silitoare nu-i folosită împotriva celor ce se silesc. Puterea asta este folosită împotriva celor ce îi se împotrivesc. Asta trebuie să ne dea liniște că într-o zi, când El a decis potrivit planului, orarului Său, vor fi eliminați toți împotrivitorii. Toți vor fi supuși, spune Pavel la 1 Corinteni 15, Dumnezeu va fi totul în toți. Și nu va mai trebui Dumnezeu să ne forțeze. Vom înțelege cum scrie Roman 12 că voia Lui este bună, plăcută și desăvârșită. Poruncile astea silitoare nu sunt pentru noi. Cum a zis Daniel către Nebucadnețar, tâlcuirea asta să nu fie pentru tine. Dar dacă l-a îndemnat și el n-a vrut, atunci l-a silit Dumnezeu. Sper că ați înțeles. Duhul Sfânt să ne lumineze mintea, noi să ne silim. Și dacă suntem slabi, să spunem, Doamne, ajută-ne credinței mele. Dă tărie robului Tău, cum se roga psalmistul. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Și iar spun în final ce am spus la început, binecuvântată să fie puterea lui Dumnezeu, pe care ne-o dă nouă ca un har și și-o impune față de cei ce se răzvrătesc împotriva adevărului, al binelui, al fericirii. Mărit să fie Domnul în vecii vecilor. Amin.